Domnule Suciu, se vorbește foarte mult despre creșterea dobânzii cheie ca mecanism, poate singurul pe care îl are o bancă centrală pentru a lupta cu inflația. Însă, cred că efectiv cum acționează creșterea dobânzii cheie asupra inflației, înțelege destul de puțină lume. Și este primul lucru pe care aș vrea să ni-l explicați. De ce crescând dobânda cheie, BNR luptă cu inflația? Da, e principalul instrument pe care îl are Banca Centrală, de departe și cel mai important. Și de aceea mizăm pe el în aceste momente. Mecanismul e relativ simplu de explicat, greu de implementat și cu o anumită latență în efect, ca să spun așa. Ce face dobânda cheie? Restrânge creditarea, stimulează economisirea, creșterea dobânzii și implicit în acest mecanism reduce cererea și cantitatea de bani existentă în piață. Reducând cererea, presiunea pe prețuri este într-o anumită scădere, după ceea ce influențează apoi indicele de inflație. După cum vedeți, sunt multe etape de manifestare și de aceea există o anumită latență. Într-o primă etapă, evident, crește dobânda, crește rata, crește dobânda la credite, în consecință mai mulți bani din cei disponibili se duc pe credite și pe rate. Cu atât mai mult cu cât, evident, avem acest mecanism intermediar care se numește dobânda ROBOR, care preia parte din influența aceasta și, în consecință, iată, avem anumite efecte pe zona de prețuri care este condiționată de mecanismul de cerere în principal. Din păcate, nu are efecte asupra prețurilor la energie, pentru că acolo e o problemă de ofertă, nu de cerere. Nu e că e o cerere prea mare care a determinat neapărat o creștere de prețuri. Acolo e o problemă la ofertă, la produsul principal, adică la energie, care are perturbații semnificative pe toate piețele europene și iată rezultatul. BNR își folosește mecanismul pe care îl are la dispoziție, această dobândă cheie, însă din toate datele publice, statul continuă să se împrumute masiv și să cheltuiască masiv, adică cumva contra efectelor pe care le scontează politica BNR. Diminuează acest comportament al statului efectele pe care le urmăriți prin creșterea dobânzii cheie? Teoretic, sigur că asta este efectul și, într-adevăr, pentru a combate inflația trebuie un mix de politici în care politica monetară este susținută de o politică bugetară și fiscală care, la rândul ei, are asemenea efecte de strângere a banilor, să nu fie una laxă. Acum, noi am luat în calcul, sigur că da, un anumit comportament guvernamental care poate fi înscris în menținerea anumitului deficit bugetar. Pentru că asta, până la urmă, se subsumează acestui deficit bugetar. Și câtă vreme nu avem depășiri ale deficitului bugetar, suntem într-un oarecare grafic de combatere a inflației pe care ne-l asumăm. Sigur că contează și tipul de cheltuieli pe care le face guvernul dincolo de deficitul în sine. Una sunt cheltuielile de investiții, alte sunt cheltuielile salariale. Cheltuielile de investiții n-au efecte inflaționiste, cele salariale sigur că au. Pe de altă parte, nu putem să nu fim conștienți de faptul că evident că e o presiune publică pe salarii, nu numai în sectorul public, ci și în sectorul privat. Și o anumită creștere de salarii cumva e imposibil de evitat. Important este un anumit lucru, să nu intrăm într-o spirală creșteri de prețuri salarii, pentru că e o spirală clasică în economie care duce la aprinderea și continuarea unui proces inflaționist pe care nu mai apuci apoi să-l recuperezi. În consecință, asta e ceea ce urmărim. Deocamdată creșterile salariale au fost, evident că au influențat inflația, dar au fost sub nivelul inflației. Asta este extrem de important, să nu depășească nivelul inflației, pentru că în momentul respectiv e evident că această spirală se accentuează și prinde o viteză greu de controlat.
Deci acestea sunt cele două aspecte, păstrarea deficitului și anumite tipuri de cheltuieli care să nu îngreuneze și mai mult procesul dezinflaționist. Evident că varianta ideală era să nu avem cheltuieli de genul acesta, dar e, într-o lume reală e greu să aștepți variante ideale. Care este deficitul pe care l-ați luat în calcul? Ați spus că ați luat în calcul în politica PNR? E cel la suma de guvern, de la bun început, de la începutul anului. Și deocamdată ne înscriem în această... Nu pare că îl depășim, din potrivă, ci le arată... Sigur, rezonabil, sfârșitul de an întotdeauna e mai delicat. Dar nu am este altă cifră. Ce a asumat guvernul în funcție de acea cifră pe care ne-am putut face noi, construcțiile apoi de dezvoltarea politicii monetare. De aceea e important să nu se depășească cifra respectivă. Am ajuns la o inflație de peste 15%, cea mai mare din ultimii 20 de ani, din ce am înțeles. Și BNR și-a atras oareșe critici că nu a intervenit mai repede cu creșterea dobânzii cheie, astfel încât reacția întârziată cumva a favorizat această evoluție. Acum trebuie să clarificăm ce înseamnă mai repede și să vedem ce a făcut Banca Națională. Noi am avut intervenții. Da, din timp, da, sigur că da. Asta e important de lămurit un pic și să ne uităm un pic în urmă. Haideți să ne amintim că până în 2021, inclusiv în toamnă, încă vorbeam de criza COVID. Încă vorbeam de dobânzi zero și dobânzi negative în mai toate statele din lume. Adică nimeni nu se grăbea să crească dobânzile, din potrivă ele erau menținute la niveluri foarte scăzute, tocmai în ideea de a stimula economia să-și revină după criza COVID. Când trebuia să intervenim în acel moment, era destul de greu de prevăzut că va urma un conflict care să aprindă prețurile la energie, să dea peste cap o piață care și așa e foarte delicată. N-am întrevăzut acel moment, dar am făcut următorul lucru. Să nu uităm, tocmai în momentul în care criza COVID începea să se tempereze și spuneam la început că dobânda de politică monetară e principalul instrument, dar nu singur, Banca Națională a început să opereze. Primul pas a fost, am fost prima bancă centrală care a oprit achizițiile de titluri de stat, adică o furnizarea de bani ieftin în economie. Alte bănci centrale au făcut asta, inclusiv Banca Centrală Europeană, până acum trec câteva luni. Banca Angliei a făcut-o și în ultima lună, din motive punctuale, dar asta e altă discuție. Deci am avut intervenții graduale, am oprit titlurile de stat, după aceea am menținut dobânda la un anumit nivel. Noi n-am coborât-o la zero, cum au fost băncile din regiune, cu care trebuie să ne comparăm. Cehia, Polonia, Ungaria, aici e comparația noastră. Vrând nevrând, chiar dacă ne uităm la zona euro, e departe, noi suntem în zona aceasta și cu ei ne comparăm. N-am coborât dobânda până la zero, am avut totuși o dobândă pozitivă, dobânda de politică monetară. Și treptat am început cu anumiți pași să creștem dobânda. Ce au făcut alte bănci centrale? Într-adevăr, ele au coborât la zero și după aceea au forțat o creștere rapidă a dobânzii, care a dat peste cap foarte mult din economia respectivă. Adică nu suntem, Banca Națională nu crede că o forțare a dobânzilor și un joc al dobânzilor, o accelerare a lor, o variație foarte mare a dobânzilor e benefică pentru economie. De bună seamă și cred că e intuitiv să vedem de ce o dobândă care evoluează foarte rapid, crește, scade și ne jucăm cu ea, nu e neapărat benefică pentru economie. În consecință am avut aceste pași intermediari pe care i-am făcut atunci când condițiile optime s-au împlinit și spun condițiile optime pentru că să nu uităm, anul trecut nici nu se punea problema să creștem dobânzile. Creșteam dobânzile dinainte. Am auzit și eu replica pe care un fost prim-ministru o spune. De ce n-am intervenit mai repede? Pe când să intervenim? Ce înseamnă? Care era momentul optim? Când toate dobânzile din piață erau zero, am fi crescut noi dobânda, am fi avut o întărire a cursului care ne dădea falsă, evident, că era falsă. Nu era pentru că leul devenea brusc mai puternic din motive economice sustenabile. Am fi dat peste cap economia. Acum s-ar fi dus în jos, evident, că în toate celelalte bănci cresc dobânzile. Deci am fi făcut niște forțări și niște accelerări în economia care ne dădeau cu capul de parbriz de câteva ore în momentul ăsta. Deci e important să înțelegem că până la urmă, în 2021, am avut o criză cu dobânzi zero,
când era momentul optim în care trebuia să intervenim, nu ni l-a spus nimeni. Toată lumea care ne-a criticat, într-adevăr, a spus că trebuia să intervenim mai repede. Dar când mai repede? Că nu îl identificăm în timp. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cauzele acestui puseu inflaționist, lăsând la o parte energia? Asta este o cauză clară, creșterea, scumpirea energiei, nu cred că trebuie dezvoltată, dar e singura cauză? E atât de importantă încât celelalte aproape devin nesemnificative, pentru că cel puțin 70%, dacă nu mai mult, din indicele de inflație este determinat de energie direct și indirect. Când ai 70% din această cauză, evident că celelalte nu mai sunt așa importante, dar sunt. Am avut blocarea lanțurilor de producție care a dus internațional, care a dus evident la perturbări în procesul de cerere ofertă și care a determinat o anumită influență la rândul ei pe indicele de inflație. Și apoi să nu uităm, România a avut o inflație mai mare decât toate celelalte state. Există o inflație structurală care în România n-am reușit să o combatem în multă vreme, din lipsa unor reforme structurale semnificative, din deficitul bugetar pe care l-am avut și l-avem în continuare cel mai mare din Europa și care are și niște cauze interne. Dar, repet, rămân în varianta aia de 30% din indice, care dacă ar fi numai aia, ar fi minunat, ca să zic așa, n-am mai avea inflație. Acum știu că nici nu aveți un glob de cristal și nici nu puteți să ne dați din casă foarte mult, dar vă așteptați să mai există creștere ale dobânzii cheie în perioada următoare? Sau, dacă vreți altfel, când s-ar putea opri creșterea dobânzii cheie? Știți care? Marea problemă, dincolo de inflație efectivă în acest moment, este impredictibilitatea care există în piață. Cred că e una din perioadele cu cea mai mare doză de impredictibilitate posibilă. Adică, efectiv, sunt variații atât de mari și de greu de văzut înainte pe tot ce înseamnă prețuri și tot ce înseamnă evoluții. Unele vin din geopolitică, eu să zic așa, nu? Că influențează foarte multe evoluțiile de acolo, încât ne e extrem de greu să facem predicții pe termen mediu și lung sustenabile. Și am văzut, ne-am schimbat și noi prognozele de câteva ori și continuăm să ne le schimbăm pe măsură ce adunăm date. Pentru că asta este o mare problemă în acest moment. Nu e o scuză, pentru că toate băncile centrale au trecut prin această situație, adică efectiv și-au ratat prognozele. O situație cu totul atipică și cred că nici n-are rost să explic de ce e atipică. Adică avem multe probleme încât o prognoză pe termen lung e hazardată aproape. Chiar dacă noi suntem obligați să facem și facem prognoze de inflație, o să revenim cu datele vizuite la începutul lunii noiembrie, în ce înseamnă prognoza noastră pentru anul viitor de inflație și implicit asta înseamnă și o anumită, cum să spun, o anumită direcție pentru politica monetară. Răspunsul politicos este vom crește atâtea ori cât va fi nevoie pentru a combate inflația, dobânda de politică monetară. Acum, traiectoria este destul de clară. La un moment dat, în cursul anului viitor, probabil mai spre jumătatea anului, vom avea o intersecție între creșterea dobânzii de politică monetară, care, sigur, voi am spus dacă e creștere, și inflația care începe să coboare. Până când nu vom avea acea intersecție vizibilă și prognozabilă relativ corect, nu credem că putem veni pe o schimbare politică monetară. Acum nu știu ce înseamnă asta. Dacă 0,75, 0,50, 0 sau 50 sau 25 de puncte procentuale, asta nu știu. Vom vedea în perioada imediat următoare. Dar haideți să vedem cum începe anul viitor, pentru că cel puțin pe datele provizorii pe care le avem în cursul anului viitor, atât că putem estima cu zona de incertitudine maximă, inflația va începe relativ ușor să coboare. Deci la începutul anului viitor va începe ușor să coboare și cursul anului viitor, poate nu chiar în cursul anului viitor, dar până atunci îmi sugerați oarecum că dobânda cheie ar putea să mai crească.
Mai avem o ședință anul acesta, haideți să vedem datele. E clar că încă lucrurile nu s-au stabilizat în ceea ce înseamnă evoluția inflației. În urmă cu câteva luni, nu eram în situația de acum încă, domnul guvernator Isărescu spuneau că băncile au suprareacționat cu roborul. Nu se referea atunci la RCC, dar acum a crescut și RCC-ul, a ajuns, vine pe turnantă. Mai e valabilă aceasta și în acest moment, această afirmație, băncile reacționează, suprareacționează cu roborul? Nu, să nu uităm că această suprareacție, afirmația aceea a fost făcută când dobânda de politică monetară era acum 1.5 mai jos decât acum, iar roborul trecea de 8. Acum suntem cu dobânda de politică monetară așadar cu 1.5 mai sus și roborul este sub 8. De ce s-a întâmplat atunci? Că nu e un avertisment și dintr-o dată miraculos s-a schimbat totul. A fost ultimul raport de inflație pe care l-a prezentat Banca Centrală, unde prezentam și o decizie a Băncii Centrale de a reduce pasul de creștere a dobânzii. Deci până atunci crescusem cu un punct procentual. În momentul acela, când a făcut guvernatorul afirmația, era după o ședință de politică monetară, când am crescut cu 0,75 puncte procentuale, creșterea și de acum. Ce înseamnă asta? Că noi am estimat atunci, am prezentat cât se putea prezenta, faptul că ritmul de creștere a inflației s-a temperat. Și ne menținem această afirmație. Ritmul de creștere a inflației s-a temperat. Inflația probabil va mai crește ușurel și pe trend, mai ales în partea a doua, în prima parte a anului va începe chiar să scadă, dar mare parte a scumpirilor sunt în urmă. Ce au făcut băncile până atunci? Ele au estimat că acest ritm este mai mare decât credeam, decât am spus noi. Au estimat un ritm de creștere mai mare. Roborul privește în viitor, cu 3 luni, cel care se ia în calcul. Deci ele au crezut că, domnule, peste 3 luni va fi mai rău decât estimăm noi. Și atunci prezentarea noastră a fost, dincolo de afirmația tranșată a guvernatorului, considerăm convingătoare pentru ele să înțeleagă că nu va fi o creștere atât de mare a inflației, ritmul s-a mai temperat și atunci există argumente pentru a veni cu un robor ceva mai mic, ceea ce s-a și întâmplat. Acum, sigur, pe măsură ce crește noi dobânda, va crește probabil și roborul, pentru că e o influență directă pe care o determină dobânda de politică monetară în robor. Dar în momentul respectiv, decalajul era destul de mare între dobânda de politică monetară și roborul afișat de bănci și de aceea a spus guvernatorul, au să ridicăm. Deci a fost nu numai un avertisment verbal, ci și un argument prezentat ca atare, credem, destul de convingător pentru sistemul bancar. Acum suntem la această situație, da. S-a mai, îmi spuneți că suprareacția s-a dus, e o reacție deja în marjele normale la creșterea dobânzii cheie, dar avem totuși creșterea de rate este substanțială, este foarte mare și la robor și începe să fie și la IRCC. Nu la euro, dar vom vorbi despre asta. Chiar vreau să atingem și subiectul creditelor în euro, dar să rămânem la lei deocamdată. Ce soluții credeți că sunt corecte și nu impulsive, nu de panică, pentru cei ale căror rate au ajuns să înghită peste acel 40% din decent considerat acceptabil, suportabil din veniturile lunare, uneori se duce către 60, 70, 80%? Noi am avut acum, cred că 4 ani, o nouă propunere care să pune în practică și acum, care vedea limitarea veniturilor, limitarea nivelului ratelor în venituri. Lucru care, într-adevăr, acum vedem că ajută foarte mult, în sensul în care, sigur, nu pot să spun că nu sunt cazuri problematice, dar nu sunt multe asemenea cazuri. Deocamdată, cel puțin, rata creditelor neperformante este foarte redusă. Continuă să fie redusă, e sub 4%, ceea ce e bine.
Repet, sunt convins că sunt mulți care fac eforturi uriașe pentru a nu a intra într-un credit neperformant, până la urmă este scopul creditului. Nu există, din păcate, și nu vreau să iluzionez pe nimeni, nu există soluții minune pentru o asemenea situație. Soluțiile sunt individuale, de gospodărirea banilor atât cât se poate, de economisire și de creșterea veniturilor, dar mi-e greu să, teoretic e simplu, practic sigur că e greu să obții asemenea lucruri, dar nu vreau să vând iluzii și nici să spun că lucrurile sunt simple. E o situație complicată, într-adevăr. Ce am putut face la Banca Centrală, pentru că e inevitabilă creșterea de dobândă, nu puteam să o evităm. Apropo și de faptul că am fost acuzați că n-am făcut mai repede și mai puternic această creștere. Am ținut cont, evident, de această situație, eram conștienți că va crea o dificultate celor care plătesc rate și de aceea creșterile noastre au fost relativ temperate și în același timp încercând să pregătim oamenii pentru situația aceasta. Una e să fi crescut dobânda de politică monetară direct la 7, nu? Că puteam să o facem, forțam economia, avea impact puternic asupra inflației, credeți-ne. Ba chiar cred că jumătate din inflație se ducea dacă o creșteam de acum 6 luni, dar cred că oamenii erau dați peste cap complet dacă puneam 7% acum 6 luni dintr-o dată. Așa au înțeles, cred că mulți dintre ei, că urmează o perioadă dificilă de creșterea dobânzilor în care și la rândul lor cred că trebuie să se pregătească sau s-au pregătit mulți dintre ei reducând acolo unde se poate, din cheltuieli. Eu nu vorbesc de cazurile sociale extreme, dar în același timp sunt mulți cei care au credite care nu sunt cazuri sociale, mare majoritate dintre ei. Sunt 350.000 de credite cu robor, care sigur suferă cum suferă, 400.000 de credite cu IRCC, care au beneficiat de o perioadă mai bună de un time-out, să zic așa, de creșterea dobânzii de vreo 6 luni, pentru că e un decalaj de 6 luni. Urmează și creștere pentru IRCC. Nu vreau să sune cinic, dar nici nu vreau să vindem iluzii, să spunem că lucrurile vor fi simple de acum încolo pentru cei curate. Nu, din păcate. Bun, atunci am să vă întreb eu care asupra soluțiilor care sunt cele mai vehiculate. Refinanțare și există două refinanțări despre care se discută. Una este refinanțarea tot în lei, dar cu dobândă fixă și cealaltă este refinanțarea în euro. E adevărat, înțeleg că sunt destul de puține băncile care mai dau credite în euro în acest moment. După cum vedeți, eu evit să dau sfaturi pentru că nu sunt calificat să dau sfaturi și nu sunt consultant financiar. În general, asemenea lucruri trebuie să le facă banca, pentru că banca comercială este specializată în soluții de finanțare și, până la urmă, e o relație de parteneriat între bancă și client. Este dorința băncii de a avea un client care să-i plătească ratele în continuare, în continuare. Sigur, dar și avea câștiguri cât mai mari, nu? Adică aici da. Banca e un partener interesat, nu dezinteresat. Da, dar atunci când se pune problema de a continua o relație sau a opri, cred că va găsi o soluție. Mai degrabă să continue relația de credit decât să forceze încă două luni o creștere de rată și după aia să aibă probleme. Adică nu le văd chiar atât de cinice cum sunt interpretate, fără să zic că nu urmăresc profitul, că evident au țintă de profit foarte ambițioase, prea ambițioase de multe. Asta e altă discuție, evident. Dar eu personal evit să dau asemenea sfaturi, pentru că nu am această calificare. Doar vreau să remarc două lucruri. În privința dobânzilor fixe, să nu uităm că un asemenea credit este pe un termen mai lung de timp cu dobânda fixă. Nu e doar pentru 2 ani. Noi sperăm că peste 2 ani nu mai vom avea dobânzi de inflația aceasta și nici dobânzile acestea. Adică atât cât putem prognoza, că, repet, suntem într-o zonă mare de incertitudine. Dar dacă suntem, nu optimiști, suntem moderat, realiști, așa, și considerăm că nu poate veni conflictul mondial și că energia la un moment dat se va mai tempera din creștere, că trebuie să găsim niște soluții în cursul următorului an.
nu vorbesc numai pe plan local, ci pe plan mondial, nu putem să stăm cu dobânzile acestea la nesfârșit. Deci, o dobândă fixă rezolvă o problemă pentru un an, doi și riscă să creeze o altă problemă pentru următorii ani. Nu știu dacă e o soluție. Poate fi o soluție. Aici trebuie văzut și nivelul dobânzii și discuția cu băncile. Și perioada și așa mai departe. Iar în privința creditelor în euro, Banca Centrală s-a angajat să considere cursul de schimb ca o ancoră de stabilitate în perioada aceasta. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi variații de curs. Adică ancoră de stabilitate, când ai variații de câteva procente, nu e o contradicție în termen. Să nu uităm că cursul este viu. În cursul unei perioade normale de timp au fost variații de 2%, 3%. Repet, acestea sunt considerate normale. Noi știu că suntem foarte sensibili în România la orice variație a cursului, dar 2% deja intrăm în panică. Din nou spun, e o variație normală. Uitați-vă la cursul euro-dolar, ce variații fabuloase au avut în ultima perioadă. Uriașe, dar cursul euro a fost foarte stabil în toată perioada asta în care toate s-au scumpit, numai euro nu s-a scumpit. Ba, a avut momente când s-a și ușor, ușor de tot ieftinit. Asta a fost efortul, din ce înțeleg că îmi sugerați, efortul Băncii Naționale, dar în egală măsură am înțeles eu și să-mi spuneți dacă am înțeles greșit, că la un moment dat s-ar putea ca BNR să mai și dea drumul, ca să zic așa, la curs. A fost un efort al Băncii Naționale, dar un efort care nu a fost împotriva pieței. Adică acele erau tendințele cursului de evoluție. Ajustările pe care mizează Banca Centrală este doar de a tempera vârfurile de evoluție. Nu de a transforma negru în alb sau albul în negru, adică scăderea în creștere și sau invers. Nu facem asta. Temperăm ca să avem o anumită constanță în evoluția cursului, pentru că el are valoarea aceasta de reper. În România mai mare decât în alte părți. Și din punctul acesta de vedere, credem că e o ancoră de stabilitate într-o lume atât de instabilă. El continuă să fie determinat de condițiile de piață. Dacă condițiile de piață vor determina un curs mai slab, va fi un curs mai slab, fără să putem să facem. Depinde și de ce se întâmplă. Adică de aceea zic, variația respectivă va depinde de condițiile de piață. Nimeni nu spune că cursul va rămâne bătut în cuie la 4,95-94. Presupun că ne-a ajutat și faptul că euro însuși nu este în cel mai bun moment al existenței sale. Da și nu, pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat în Ungaria, pentru că revin la aceste comparații cu țările din zonă. Un euro foarte slab a dus la până la urmă la o depreciere istorică a cursului forint euro. E cel mai slab curs din istorie la nivelul la forint, e o criză valutară aproape acolo. Dobânda este 13, nu 6,75, 13. În Polonia au fost variații mari de curs, relativ așezate până la urmă, dar variații mari, cu volatilitate, adică foarte mare, sus, jos. Dobânda este 6,75, nu 6,25. În Cehia are o monedă care se întărește, nu care slăbește, e altă situație acolo, dar dobânda este 7. Deci au alte evoluții decât avem noi din punctul acesta de vedere. Nu te ajută neapărat un curs slab dacă un curs de euro slab, dacă economia are probleme mari, riscă să devină și probleme și mai mari, cum s-a întâmplat în Ungaria. E important să vedem aceste repere pentru ca să înțelegem de fapt ce se poate și ce nu se poate. Și încă un lucru mai spun de curs. Un curs care ar fi scăzut, pentru că multă lume spune, domnule, hai să avem un euro mai slab, că poate simulăm exporturile. E o stimulare pe steroize exporturilor numai din curs. În plus, am fi important inflație, pentru că, din păcate, în acest moment, sau în această perioadă, nu neapărat în acest moment, mai degrabă, în această perioadă, o bună parte din inflație a venit din importuri. Importurile au fost, la rândul lor, grevate de prețuri crescute din aceleași cauze pe care le avem și noi, energie. Și
și au fost mai scumpe și în consecință un euro mai, un leu mai depreciat ar fi importat în față, suplimentar față de ce avem noi acum. Ați spus că BNR a luat în urmă cu ceva vreme decizia să limiteze nivelul creditului în veniturile totale. Credeți totuși că 40% nu e cam mult? Cât ar trebui să fie pentru a fi safe pentru o familie? Că iată, avem variațiile acestea. Nivelul este, depinde foarte mult totuși și de tipurile de venituri. Una este 40% la un venit mic și alta este 40% la un venit mare. Adică o forțare de procent, să intrăm pe alte procente, riscă să forțeze foarte mult piața și să se o dea peste cap. Aici depinde foarte mult de garanțiile aduse și de evaluarea băncii. Băncilor li s-a dat și o anumită mână liberă în această evaluare. Să nu uităm că 25% din credite nu sunt supuse acestei restricții. Deci trebuie să aibă și ei, că ei își asumă riscurile până la urmă, nu altcineva. Ei, băncile, că banii băncilor care sunt dați, își asumă această evaluare, așa că sunt situații. De ce au venit această 25% din credite care nu sunt supuse acestei constrângeri? Pentru că mare parte a celor care fac cereri de creditare, asta e realitatea în piață. Au venit mult mai mari și pot să suporte rate și mai mari. Atunci băncile au venit cu această solicitare la Banca Centrală. Știu că noi avem viziunea aceasta pesimistă asupra creditării, pentru că sunt multe cazuri la limită. Și evident, ca jurnalist, știu și eu cum e, că am fost și eu jurnalist multă vreme și regret că nu mai sunt într-o anumită măsură, ne uităm la cazurile problematice. Evident că ele ne atrag atenția. Și da, există și riscul inevitabil de a generaliza pe baza unor cazuri problematice și să spunem că toate creditele sunt așa. Nu. De vreme ce băncile au zis, domnule, lăsați-ne că sunt mulți care, pentru care constrângerea aceasta e inutilă. Ei au rate, au capacitatea să plătească ratele, fără probleme, nu mai puneți constrângeri. Și atunci 25% din creditare au voie băncile să o dea fără limitare. Asta spun că vedem cazurile problematice foarte multe. Trebuie să ne gândim la o soluție pentru ei, pentru că acolo e problema și e datoria instituțiilor publice este să vadă cazurile problematice, nu cazurile de succes. Dar mare parte din creditare funcționează încă. Noi am avut un record în ceea ce înseamnă creșterea creditării până la jumătatea anului. Recordul. Chiar dacă creșteam dobânda, creștea creditarea. Ce firmă politica dumneavoastră până la urmă? Adică a diminuat din efectul scontat al creșterii. Evident, de aceea am fost forțați să mergem cu creditarea tot mai mare. Cu dobânda tot mai mare. Uitându-ne în același timp destul de îngrijorați la ce se întâmplă cu cei care au venituri mici. Pentru că acolo știm că îi afectam, dar nu aveam cum să operăm altfel. Am operat cu pași mult mai temperați decât în Polonia, Ungaria, Cehia, dar tot am dus dobânda în sus, uitându-ne cu preocupare la ce se întâmplă în zona de creditare. Dar de ce această năpustire pe creditare, inclusiv în perioada asta în care dobânda cheie crește, în perioada asta de maximă instabilitate pe care o defineați mai devreme, e o lipsă de educație, inconștient. Cum ați putea să o definiți? Nu știu, să explicați. Că e o lipsă de educație, nu cred că așa. Da, știu, înțeleg ce spuneți. Cred că în bună parte, adică sunt două explicații. Una e ține de deciziile individuale și oamenii trebuie să-și ia credite pe baza unor decizii individuale. Marea majoritate a creditelor nu sunt luate ca investiție, ci sunt luate, a creditelor imobiliare, de exemplu, nu sunt luate ca să avem o investiție, ci să ne îmbunătățim modul de viață. Să se mute într-o casă mai mare, mai nouă, ceea ce mi se pare o decizie absolut rațională, până la urmă, de ce luăm credite și de ce trăim, ca să e mai bine, dacă ne putem permite. Să nu uităm că ne putem permite de multe ori, pentru că am avut creșteri mari de salarii în România până la anul acesta. Mari. Creșteri de venituri mari. Și nu vorbesc aici, din nou, la cazurile punctuale de sărăcie din mediul urban, rural sau mic urban. Vorbesc de marile orașe, unde au fost creșteri mari salariale. Până în aprilie,
Când inflația era 11%, salariile crescuseră cu 12%. Deci nu s-au simțit, nici s-a simțit inflația în venituri. Agregat vorbind, cazurile individuale sunt totdeauna cele care ne atrag atenția, repet, și riscăm să judecăm însă greșit pe baza lor situația de fond. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, au fost 2 ani de pandemie în care a crescut economisirea foarte mult. Am avut economisire semnificativă. Oamenii n-au putut să plece prin vacanțe, n-au putut să facă mari cheltuieli, s-au strâns bani. Oamenii au avut bani, mulți strânși în perioada pandemiei, din cauze legate de limitarea consumului, care s-au simțit în cursul acestui an. Este și unul din efectele creșterii economice importante pe care le avem anul acesta. Cauzele, scuzați-mă, ale creșterii economice importante pe care le avem anul acesta. Banii economisiți în 2 ani de pandemie, cheltuiți cu mai multă larghețe acum, pe bună dreptate, deși deși acum ar fi trebuit, ca dobânzile fiind mai atractive, așa cum ați spus, să fi stimulat economisirea, nu-i așa? Ați avut și o creștere de economisire mai importantă în urma creșterii dobânzilor? Începe să se simtă, pentru că am avut într-adevăr ca obiectiv, dacă vreți, indirect, dar bine gândit al băncii centrale, de a reduce diferențele între dobânzile la depozit și dobânzile la credit. Și partea am reușit, pentru că până luna trecută, cel puțin când am văzut datele, eram țara cu cea mai mare creștere a dobânzii la depozite din cele cu care ne comparăm noi. Ajunsesem la 8% creștere dobânda la depozite de la câte era? 1 la începutul anului. Dacă aveai 1% era bine. Da, 1, cam așa era. 1 și un pic, dacă era chiar și sub. Erau și dobândi de 0 la începutul anului, 0,25, 0,50. De aceea spun. Și într-adevăr, acum începe să se simte economisirea aceasta, pe care o poate determina o dobândă mai mare. E un mecanism antiinflaționist, evident, pentru că contăm pe el. De vreme ce adună bani din piață, să nu-i bagăm în consum, e important din punctul acesta de vedere să avem acest rezultat. Și într-adevăr, se vede acest lucru. Sunt băncile din România mai lacome decât băncile mamă, tot aceleași din țările occidentale sau băncile din țările occidentale, și mă refer la faptul că, pe de o parte, au fost raportate profituri imense, record, la anumite bănci, pe de altă parte, aceeași sumă împrumutată într-o țară UE este împrumutată cu o dobândă de 2-3%, în vreme ce în România se ajunge la dobânzi mult mai mari, de 3-4 ori mai mari. De ce dobânzile în România sunt cu mult mai mari decât în Uniunea Europeană? Remarca asta românii din străinătate, românii care trăiesc acolo și spun, uite, la aceiași bani eu plătesc dobândă 2%. Da, cred că comparația nu se justifică, pentru că suntem într-un alt ciclu, să zic așa, față de zona euro. Da? În zona euro are o inflație mai mică decât are România. Depinde de la țară la țară, sigur că acolo diferențele sunt foarte mari, de la 20 și ceva la 6, diferența de inflație. 6 în Franța, 24 în Estonia. Nici nu știu care e modelul pe care trebuie să-l luăm în ceea ce privește inflația. Dar, agregat vorbind din nou, inflația pe zona euro e undeva spre 9%, deci mai mică decât la noi. Dobânda la Banca Centrală Europeană de-abia a început să crească și va începe, o să crească și acolo dobânzile. E o chestiune de câteva trimestre până când vom vedea dobânzi destul de mari acolo și această comparație nu cred că se va mai susține. Au început mai greu din motive electoral-bugetare, datoria publică în unele țări din Uniunea Europeană foarte mare, creșterea dobânzii înseamnă creșterea costurilor cu datoria, e o altă discuție. Dar, pe fond, e o diferență de inflație, naturală, să spun așa, între România și țările Uniunii Europene, care presupune o creștere de dobândă, un decalaj de dobândă inevitabil, pe de o parte, și pe de altă parte, că suntem de acord, că nu suntem de acord, e altă discuție. Dar riscul de țară al României este mult mai mare.
Și vedem aceasta în evaluarea instituțiilor de rating. Suntem ușor peste categoria de investment grade. Pe țări ca Germania sunt AAA, da? AAA. Noi suntem BBB minus, cu perspectivă negativă, nu pozitivă. Deci aceasta îți impune de la bun început o anumită bonificare a dobânzii. Un risc care se manifestă sau se traduce în creșterea dobândă, într-o dobândă mai mare. Asta înseamnă risc. Repet, că ne place, că nu ne place, de la bun început plecăm cu un decalaj de 2-3%, mai puneți inflația, mai puneți și condițiile de piață, că una e piața germană, alta e piața românească și ne ajungem la dobânda asta. Nu e neapărat că băncile noastre sunt mai, cum să zic, mai doritoare de profit sau mai lacume așa decât altele, nu știu dacă e așa. Nu vreau neapărat să le iau apărarea că nu e treaba mea, dar în același timp trebuie să spun lucrul acesta. Se spune că profitul băncilor a fost exagerat. Eu nu aș spune că a fost exagerat, a fost un profit mare, dar nu exagerat. Profitul îl comparăm de obicei și aici băncile pot explica foarte bine, pentru că sunt într-adevăr și cazuri diferite, cum am spus. Unele într-adevăr cu profituri mai mari, altele mai mic chiar. Dar așa, din nou generalizând, capitalul bancar este undeva la 9 miliarde, profitul este 1 miliard, nu mi se pare că 9 miliarde investite sau 1 miliard nu e neapărat un profit uriaș. E un profit bun, nu zic nu. Dar asta pe medie, cum ați spus, știți cum e, medie. Când suntem doi puși la medie. Știți cum e, că cu media știți cum e. Da. Aragaz și pe o... Da. În gheață, în medie, este bine, dar e de făcut tot, de fapt. Da. E confort, sigur că da. Știu, da, asta e. Dar, în general vorbind, la 9 miliarde e unul obținut, e un profil bun, nu e neapărat casino. Și pentru încheiere, aș vrea să revin la o afirmație a noastră ca să o punctăm mai clar. Ați spus că creditele neperformante sunt în acest moment undeva în jur de 3%, dacă am înțeles. 3-4%. Deci, considerați că acum în mod cert, dar în perspectivă, având în vedere că, mă rog, vine iarna, traiul va deveni și mai greu decât acum, poate să apară un risc pentru sistemul bancar din credite neperformante sau nu? O creștere a creditării neperformante va fi sigur. Evident că va crește. Un risc pentru sistemul bancar nu. Din două motive. Odată vedem un comportament remarcabil de disciplinat al celor care au credite. În ciuda problemelor, în ciuda creșterii ratelor, salutăm și suntem încrezători că oamenii sunt responsabili și înțeleg că o rată e o rată. N-ai cum să o eviți de plată, chiar atunci când crește, cu toate dificultățile existente și sperăm să găsească soluții. De aceea mizăm pe faptul că mizăm. Sunt conștienți că avem oameni responsabili, pe de o parte, și băncile au fost mult mai responsabile în a acorda creditele acestea, nu ca în 2008, când să nu uităm rata de neperformanță ajunsese la peste 20%. Enorm. Asta pe de o parte. Și e un lucru foarte important acesta, comportamentul clienților și al băncilor în situația dată. Pe de altă parte, sigur că va crește această rată, dar băncile sunt, de ce spun că nu există un risc pentru sistemul bancar, băncile sunt foarte bine capitalizate. Sunt cel puțin cu de două ori mai mult protecție de capital decât cere norma bancară. Deci din punctul acesta de vedere nu văd îngrijorări pentru sistemul bancar și nici nu e nici măcar o bancă, să zic așa, la limită cu această normă de capital. Ca să aibă probleme pe termen lung sau să se întrevadă eventuale probleme dacă are nefericita situație de a avea mai multe credite neperformante.